Aici este vorba despre translatarea clădirilor făcute de inginerul Eusebiu Iordăchescu în anii 80. Administratorul unui grup de Facebook întreba ce fel de fundație mai au clădirile după ce au fost mutate. După ce i-am explicat pe scurt mai ales care sunt costurile, am avut o remarcă de final. Structura de rezistență a clădirii trebuia să fie foarte bună, altfel risca să se năruiască. Mă refeream la structura de rezistență a clădirii care trebuia translatate. Discuția deviază către rentabilitate și le spun că translatarea clădirilor cu utilitate certă, cum sunt locuințele, nu este rentabilă pentru că la final, când contabilul trage linie, e mai ieftin să dărâmi și să reconstruiești. Monumentele istorice sunt importante și prețul trebuie plătit, pentru că păstrează și transmit în timp spiritul locului. Ia uitați ce răspuns am primit de la o doamnă. Serios? Atunci de ce după atâția ani care au fost și cu tremure, acele clădiri de locuințe sunt încă în picioare? Exact în ziua în care am primit răspunsul ăsta, doamna Esca de la ProTV ne informează următoarele. Peretele exterior al internatului unui liceu din Odorheiu Secuiesc s-a prăbușit peste copii aflați acolo. 4 adolescenți au fost prinși sub dărâmături. O fată grav rănită a fost resuscitată și dusă la spital, iar alte 2 sunt și ele rănite. În urmă cu 15 minute, echipajele de salvare au mai scos un băiat îngropat în moloz. Atenționează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Cărămizile din imagine nu au tencuială cu ciment, ci de var. De aia sunt atât de curate. Nu există structură de rezistență din beton, ci structura este peretele de cărămidă însuși. La mortarul din var s-a renunțat de mult că este prea elastic și cedează repede. Drugii din lemn sunt de la podele. Cimentul Portland, adică cimentul folosit la structura locuințelor de astăzi, a fost patentat în 1824, betonul armat în 1849. Clădirea din imagine este construită în 1910. Distanța în timp, 60 de ani, o viață de om. Adică la 60 de ani, după ce a fost inventată tehnologia de construcții folosită azi la toate clădirile, ăștia care au ridicat-o au folosit o tehnică învechită, fără perspectivă în timp, intolerantă la erori și care a dus la prăbușirea parțială a clădirii, imediat ce doi imbecili au săpat un șanț decopertând fundația. Rog ProTV-ul să mă scuze că le-am ciopărțit reportajul, dar dialoguri cu proști care neagă realitatea am zilnic. În cazul de față, lecția de viață a venit în aceeași zi cu prostia scrisă acum pe ecran. Condoleanțe familiei tânărului mort în prăbușire. Doamne ajută, poate fata care au resuscitat-o și acum este în comă la spital, își revine fără sechele.